Panică pe o șosea de lângă Craiova, o mașină a luat foc în mers. La un moment dat, șoferul a observat că iese fum de la motor, a mai apucat doar să tragă pe dreapta, iar autoturismul a fost cuprins de flăcări. A sunat imediat la 112. Pompierii au sosit la fața locului și au reușit să stingă vâlvătaia care cuprinsese întregul autoturism. Din păcate, mașina a ars în întregime. Pompierii încearcă acum să afle de la ce a pornit flacăra.